cu barca pe mare! Toată ziua ne vom scufunda în peșteră, vom face plajă și vom mânca pe barcă! Poate și vom dormi! Barca noastră s-a încărcat cu motorină! Sau cu benzină! Familia Melimi a închiriat această bărcuță foarte drăguță pentru voi ca să facem acest challenge foarte interesant de 24 de ore pe bărcuță. De aceea nu uitați de like și de share la acest video. Iar cel mai important, nu uitați să te abonezi la Familia Melimi. Tati, dar cine conduce barca noastră? Eu, mami. Desigur că băieții, împreună cu capitanul nostru. Prima noastră destinație este insula Mamula. În timp ce băieții conduc barca, fetele, eu cu mami vom face băi de soare. Noi suntem pe o bărcuță de 7 persoane care este condusă de capitanul Dăian. Hello. Dumnealui este un localnic și foarte bun cunoscător din împrejurile de aici. Dumnealui vă poate ajuta și pe voi în cazul în care doriți să mergeți cu bărcuța lui. Acum haideți să facem turul bărcii noastre. Eu mă aflu chiar lângă cabina conducătorului, șoferului. Capitanului, mami. Capitanului. Aici avem un GPS, o busolă ca nu cumva să ne rătăcim, un casetofon pentru muzică și diferite butoane, claxon, lumină și multe altele pe care mami încă nu le știe, dar în timp de 24 de ore aflăm neapărat. Și după cum am spus, astăzi băieții noștri din familia Melimi conduc barca! Haideți, băieți, la volan! Capitan Mircea, te rog să ne duci direct către insula Mamula! Întocmai! Mergem imediat! Mergem cu o viteză de 4 mile la oră! Aici avem motorașul iahtului nostru, o scăriță atunci când sărim în apă, la care vom reveni foarte curând, scaunele pentru pasageri și diferite spații pentru depozitare, inclusiv și frigider, din care putem bea apă absolut gratuit. Iar aici este locul destinat pentru băile de soare. Iar eu deja mă bronzez! Este o panoramă incredibilă din acest loc al bărcuței noastre. Noi suntem sub supravegherea strictă a capitanului Dăian. El este mereu alături de noi. Iată că în spatele meu este insula Mamula. Este o fostă închisoare, un bastion pe apă, iar acum este în reconstrucție pentru a primi pe noi, turiștii. Îți imaginezi să fii închis într-o închisoare în largul mării, de unde nu mai ai scăpare? Trebuie să fie foarte fioros. Dacă cineva evadează, n-are nicio scăpare. Când larg este mare. Tu vreodată ai văzut o închisoare pe mare? După cum vedeți, lucrările sunt întoi aici. Și dacă scapi o măcară de asta? Oare reconstruiesc o nouă închisoare? Sau o bază de odihnă pentru turiști? Tu cum crezi? Scrie în comentarii! Eu cred că o să fac un restaurant și un aquapark! De fapt, capitanul ne-a spus răspunsul ce se va face aici. Așteptăm să vedem dacă tu vei reuși să ghicești. Eu! Și tu acuși vei conduce, Matei! Iar acum îl vedem în acțiune pe capitanul Matei! Desigur, sub supravegherea lui tati! Așa-i, Matei! Bravo, Matei!
Bravo! Iar acum să revin la răspuns. Pe insula Mamula se construiește un hotel pentru turiști. Aici noi suntem în peștera albastră. Priviți cum este apa, într-adevăr, este albastră. Eu zic să încercați să faceți niște scufundări, să vedeți și sub apă, ori e albastru. Doar cu multe, multe like-uri. Nu uitați, așteptăm 20.000. Eu plec înainte să testez apa. Să merg în spate. Frumoasă este, dar picul, căpșuna, cireașa de pe tortul nostru este aici, la ieșire. O să vedeți toată splendoarea fundului Mării Adriatice. Wow! Cât o parte din familia Melemi se vor scufunda pe lângă peștera albastră, noi cu Matei rămânem pe barcă să-i supraveghem. Tati, succes! Mulțumesc! Nu te auzi? Melissa, ești curioasă? Ești nerăbdătoare? Să ești pregătit în apă rece ca gheața? Pregătite? Da! Haideți să o încurajăm pe Melissa cu un like! Suntem în largul Mării Adriatice, lângă peștera albastră! Și... Wow! Da! Bravo! Mircea încă nu a prins la curaj. Eu îl aștept pe tati. Îl așteptem pe tati. Până vine tati după Mircea, haideți să-l susținem! Apasă pe like, fuguliță, fuguliță pe like. 24 de ore pe iaht. Iată că a venit și tati. Hai, Mirce, super! Melissa e cea mai curajoasă de pe nava noastră. Și cea mai puternică, mami, a avut putere, că sunt valori foarte mari. Te duce. Ce zici, ce faci? Hai să mă întâlnesc să obosești. 3! Și vine apoi repede. Și vine înapoi. Să vine barca. Mircea a încercat, s-a dat în larg, dar a renunțat până într-un final. Melissa, cum e? Super! Și apa e caldă! Wow! Ce-ai văzut?
zice că a văzut mulți pești în apă. Rămâneți cu noi să vedeți lumea subacvatică de aici, de lângă peștera albastră. Hai, Melissa, urcă! Bravo! Ai văzut o meduză? Da! Ca femeie! Era frumoasă? Nu! Dragile, e mare ori mică! Tragem scara înapoi și plecăm mai departe! Continuăm 24 de ore în barcă, în iac. Tati, ați obosit? Un pic am obosit, pentru că aveam grijă de Melissa, să mă uit și ea la ea. La noi Melissa înoată foarte bine, a fost și la not și continuă în notul, așa că avem încredere în ea 100% când este lângă tati. Dar și în profesorii ei de not. Iar aici trebuie să punem perne de protecție, pentru ca să nu ne lovim de stâncă. Foarte frumos! Ia priviți ce frumusețe a făcut natura! Este o peșteră în largul Mării Adriatice! Iar peșteri de genul ăsta există sute pe malul Mării Adriatice! Mi-a plăcut foarte mult în peștera albastră! După peștera albastră mergem pe plaja Janițe să facem băi de soare! Eu când m-am băgat în apă, am văzut pisică de mare! Da, eu am văzut pești. Din păcate, nu am reușit să văd pisica de mare, dar am văzut pești. Am văzut meduze. Dar chiar dacă Marea Adriatică este marea cea mai curată din lume, am văzut și multe impurități pe care le lasă turiștii. Tati, dar poate fi și din cauza că aceste peșteri sunt cele mai mari atracții turistice de aici, din Herceg Novi, și turiștii, poate din neatenție, poate, știi cum, sunt diferiți oameni și mai aruncă câte o sticlă, câte o pungă, dar n-ar trebui să fie așa. Dacă vrei ca familia Melimi să continue challenge-ul 24 de ore pe iar, apasă pe like! Mergem cu cea mai mare viteză! Hai să adunăm la acest video 20.000 de like-uri! Tati, mi-este sete! În frigider găsim de toate! Ce vrei? Suc, apă sau ce vrei? Eu vreau suc! Și eu frâș. Tati, rămâi aici cu copiii și eu revin imediat cu sucurile lor. După cum am zis, sunt foarte multe bărcuțe, iacturi pe aici în zonă. Câte sunt și mai aproape și mai îndepărtare. O curiozitate pentru toți. GPS-ul ne arată că avem o adâncime de 50 de metri chiar aici unde suntem noi. Vai, cât de adânc este! Câte un suc pentru fiecare, care ascunde ceva! Matei, ține! Melissa, asta e pentru tine! Wow! Aici am un șoricel și e foarte drăguț! Dar pentru mine ai ceva! Desigur, și pe tine te așteaptă o surpriză! Iar acum să vedem ce gust are fiecare și ce jucărie i-a picat. La Matei este din afine. A mea e cu smeură. Iar la mine e cu măr. Merg și eu să-mi iau sucul meu. Revin. Iar la mine este un multivitamin. Nu știu, prima oară am beau așa ceva. Să încerc. Iar la mine este un mix de fructe roșii. Să vedem. Mircea deja doarme. Deja este spre seară. E foarte gustos, răcoritor, cel mai important că e rece! Când dorm, parcă sări pe tramulină. Tu tot ai avut astfel de senzații pe barcă? Și poți de acolo să scoți jucărie, Matei! Cum? Wow! Ia uite cum! Vai, ce putere are, Matei! Hai, Matei! Sucuri și... cu jucării! Ce ai, Matei, acolo? Leu! Leu! Dinozaur sau este un măgar?
dinozaur. A, la Matei? Nu, la ei e un leu. Un șoricel. Cel mai drăgălaș. Dar ce? Fetele nu pot fi capitan de corabie. Melissa, condu-ne direct spre o plajă sălbatică, unde ai acces doar cu bărcuța. Zis și făcut. Dar cine dintre voi a mai avut această posibilitate să meargă cu o bărcuță, cu un iaht, pe mare, pe un lac, pe un râu? Să ne scrieți în comentarii, chiar vrem să știm și experiența voastră. Ia calea direct înainte! Ia priviți ce avem în spate, mami! Wow! Ce e aceea? Parcă este o cetate părăsită! Iar acum să vă povestească mami Milimi ce a fost acolo. Este incredibil! Iarăși ne-a povestit ghidul nostru, capitanul! Aceasta este o fostă închisoare pentru femei, care recent a fost vândută unor persoane private. Să vedem ce vor face cu ea. Avem și o cetate! Este pe o insulă această cetate! Ce frumusețe rară! Și uitați-vă cum bărcuțele așteaptă turiștii săi, care au venit pe plajele acestea. Ne vom duce și noi, pentru că petrecem 24 de ore cu iahtul în largul mării. Apa este foarte frumoasă, foarte curată. Este deja seara, iar tu, dacă vrei să continuăm cu 24 de ore challenge pe iaht, inclusiv și în timpul nopții, nu uita de cele 20.000 de like-uri. Așteptăm! Dar grăbește-te, că vacanța noastră se scurtează! Iar aici a ajuns prima parte din călătoria noastră. Rămâneți cu noi!